revenit, dragii noștri, în direct la matinal pe roți aici la Sens TV și mai avem puțin până la ora 10, dar alături de noi a venit în această dimineață nimeni alta decât Alice Nicolae, care este actriță. Bună dimineața, Alice, bine ai venit! Bine v-am regăsit, mă bucur așa de mult să fiu astăzi din nou alături de voi. Ai venit așa cu o energie bună și știi cum e că spre finalul matinalului ne mai pleoștim mai așa. Exact, da, mai cade energia. Ei, dar vreau să spun că tu ai venit așa cu o energie și cu o forță încât ne-ai dat și nouă un impuls așa. Mă bucur să aud asta, mai ales că sunteți admirabil pentru voința asta de a vă trezi așa de dimineață în fiecare zi. E extraordinar ce faceți. Îți mulțumim mult de tot. Da, așa credem și noi, nu? E, mă rog, unii. Dar, uite, astăzi ne-am gândit noi să abordăm un subiect care nu este chiar atât de ușor, pentru că nu oricine poate vorbi în public. Despre asta vreau să vorbim un pic astăzi și te-aș întreba eu cât de greu este să vorbești în public. Bine zici că nu este foarte ușor. De fapt, se spune că frica de a vorbi în public este mai mare decât frica de moarte pentru majoritatea oamenilor. Așa că de aici tragem concluzia că e greu. Dar, se învață. Adică am pornit la drumul meseria asta de actor foarte timidă și cu multe emoții întotdeauna și chiar... Ce m-a adus pe mine să ajung să predau public speaking a fost fix felul meu de a fi ușor. Sunt ambivertă, deci am perioade în care sunt introvertă și mi-este foarte greu să mă exprim între oameni. Mi-era. Și pornind de la mine și de la felul meu de a fi, am zis, măi, totuși dacă eu am reușit, înseamnă că acest lucru se poate învăța. Și am studiat, mi-am analizat parcursul, am văzut ceea ce am făcut eu și am reușit să dau asta și mai departe. Deci este greu, dar se învață. Dar nu este imposibil. Nu este imposibil. Da. De unde ar veni acest trac al oamenilor? Sunt mai multe, mi-aduc aminte, unii dintre telespectatorii noștri poate n-au văzut cealaltă emisiune a noastră și așa că o să reiau puțin subiectul vindecarea relației cu părinții. Adică multe dintre aceste piedici ale noastre în exprimare vin din cei 7 ani de acasă. Sunt anumite convingeri, cum ar fi... Nu-mi spui tu mie, asta e una mai către adolescență, dar e una... Stai cu minte și nu vorbi. Chiar mi-aduc aminte de un drum al meu cu trenul la Brașov. Era o doamnă lângă mine, Dumnezeu să-i dea sănătate. Îi spunea copilului întotdeauna să tacă. Să tac, taci, nu mai vorbi și te deranjezi și toate astea. Desigur că noi acumulăm în acea perioadă. Suntem ca niște bureței care... Exact. Așa. Și apoi în viața de adult ce manifestăm? Acea convingere care a rămas acolo foarte bine... Practic, ți-nhibă capacitatea de a fi autentic și de a te exprima. Copilul nu știe să se cenzureze. Și cumva este foarte bine. Adică n-am copii și nu vreau să dau sfaturi fără să fiu așa, dar cumva să-i canalizăm să se exprime și să rămână autentici în... Da, pentru că e foarte important să pornești încă din copilărie cu dezinvoltura asta de a te exprima și pur și simplu în relații în general și în relația de cuplu, relația cu oamenii este foarte importantă comunicarea. Bineînțeles. Da. Ai spus relații de cuplu. Păi în relațiile de cuplu cred că sunt cele mai mari probleme ridicate de lipsa comunicării. Sigur. Pentru că se acumulează foarte multe frustrări. Ai un număr de ani și tu n-ai știut nimic despre persoana respectivă. Exact. Ai ajuns să te implici emoțional și durerea e uriașă dacă cumva îi afectează pe ambii. Sunt situații în care te gândești, bă, nu știu, să-i spun, să nu-i spun, dacă deranjează, dacă îi supără. Exact. Trebuie să știi cumva și cum să îmbraci în cuvinte situația respectivă ca să nici să nu-l deranjezi, nici să nu-l jignești, dar în același timp să priceapă și mesajul. Să te exprimi pe tine, pentru că cea mai mare durere pe care ne-o putem cauza este să avem grijă de toți ceilalți și niciodată de noi. Și cred că cei mai mulți dintre noi avem problema asta? Sigur. Sau dacă la un moment dat în viață măcar. Adică, da. Tot te proptești în acest aspect. Dar odată, iartă-mă, Mircea, pentru că mi-ați dat așa la fileu, cum faceți voi, că avem noi o chimie noastră. Avem noi o chimie noastră aici. Corect. Marshall Rosenberg, Comunicarea Non-Violentă, este o carte care, desigur, există și un curs după această carte, dar și doar cartea este de ajuns să reușim să învățăm cum să ne exprimăm, de fapt. Că nu este despre a da totul. Nu este despre a pune pe celălalt toată suferința ta, e despre a-ți cunoaște nevoile și emoțiile și a reuși să exprime asertiv acest lucru. Se poate învăța.
Da, sunt oameni, uite, care, de exemplu, în momentul în care sunt în public și trebuie să vorbească, da. Le transpiră palmele, da. le tremură vocea, sunt așa un car de emoții. Ce facem? Concret, nu știu, ceva, poate ne înveți tu ceva să facem înainte de a vorbi în public. Un exercițiu, două, trei, nouă, cât se poate. Da, eu am fost una dintre, dintre ele, dintre aceste persoane și probabil încă mai sunt, dar m-am liniștit, dragii mei, am fost la, nu mi-aduc aminte cum îl cheamă pe actor, acela celebru care a fost de la Hollywood, care a fost la Timișoara cu un spectacol vara trecută. O să-mi aduc aminte și Timișoara, în fine, ce vreau să vă zic este că e un artist de primă clasă și a avut un spectacol, am stat în primele rânduri. John Malkovich? Exact, John Malkovich. Și am stat în primele rânduri și am văzut cum tremura, adică avea emoții. În acel moment a fost încă o confirmare că a avut să se mai multe înainte, că emoția e ceva firesc. Și cred că primul pas spre a reuși să fii în fața oamenilor este să accepți că ești om și că ai emoții. Da? Și mai am o anecdotă. Sara Bernard, una dintre cele mai mari actrițe ale secolului trecut în Franța, stătea în culise. Actorii de obicei își fac așa un fel de ritual de a sta cu sine, de a se... În fine, fiecare cum se regăsește. Stătea în culise și o actriță mai tânără vine pe lângă ea și spune: eu n-am niciodată emoții, eu nu știu ce sunt acelea emoții, n-am emoții. Sara Bernard se uită la ea și spune: draga mea, o să vină și emoțiile odată cu talentul. Adică, dar oricât de mult nu ne-ar conveni, ăsta e adevărul. Ai emoții pentru că-ți pasă. Da, adică da. Să pornim de la această idee, că dacă ai emoții, înseamnă că ești responsabil în fața celorlalți pentru ce faci cu sufletul, exact. ceea ce faci, simți. Și cea mai bună, ca să-ți răspund la întrebare, dacă ar fi să aleg din multitudinea de exerciții și de lucruri pe care le putem face pentru asta, cel mai bun exercițiu este expunerea. Adică ai n-ai treabă, o cumetrie, un botez, în mormântare, iei acolo un speech și vorbești câteva minute, câteva așa. Pentru că, de fapt, prin expunere... Observi cine ești, observi ce ai nevoie de îmbunătățire și prin expunere se creează experiența de care ai nevoie să devii mai bun. Deci exercițiul practic, despre asta este vorba. Da. Oriunde găsești un pâlc de oameni și un spațiu, iei cuvântul. Expune-te. Și desigur, dacă ești genul de om care ai nevoie de îndrumare, recomand cu mare căldură să nu e vorba despre vinul la mine că te fac eu bine, du-te acolo unde ți este bine și învață asta. Expune-te. Există poate un exercițiu și de respirație? Da. Puțin înainte sunt să mai multe cuvântul? Feluri de a respira. Ce practic eu și recomand și cursanților mei este respirația cutie, adică breath box, așa, care înseamnă 4 timpi inspir, 4 timpi ții apnee, adică ții răsuflarea, 4 timpi expir și 4 timpi ții din nou respirația. Și e așa, în momentul acela ce se întâmplă cu mințișoara noastră? Se focusează pe altceva. Plus că dacă ai învățat să respiri abdominal, lucrurile astea toate se învață într-un curs de public speaking. Adică o să știi ce înseamnă după ce faci. Dacă respiri abdominal, exact aici este... cum să zic, zona unde se adună emoțiile și pe care o relaxez prin respirație. Da. Deci relaxăm tractul emoțiilor prin respirație. Eu vreau să te întreb cam cât de mult poate ajuta actoria în public speaking? Oh, foarte mult. Enorm. Foarte mult. Dar cu toate astea există și actori care ajung să aibă emoții atunci, nu? Când sunt puși în... Despre ce vorbim? Sigur că da. Sunt și ei oameni? Răspunsul da, este corect. Da. Da. Cred că... Da, diferența e doar că trec mult mai repede peste ele. Exact, da. Exact. O să vă dau un exemplu din viața mea și atunci o să înțelegem mai bine despre ce e vorba. Aveam un spectacol, eu vedeam publicul nu mă vedea pe mine. Acela a fost și momentul când am decis să fac ceva cu public speaking, să predau. Eu vedeam publicul nu mă vedea pe mine, a fost gong și am avut sentimentul că îmi stă inima și că vreau să mă întorc din drum și să plec. Era, proiectasem eu foarte multă responsabilitate în spectacolul ăla. Cât apăsare era pe tine. Da, exact. Și totuși s-a aprins lumina, am intrat în scenă și am dus spectacolul la capăt. Sunt o persoană care se gândește, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta?
Gemeni, așa. Nu? Da. Așa. Asta e. Să facem, da. Corect. Deci o retrospectivă. Da, m-am gândit. Și răspunsul a fost că aveam o structură pe care o pregătisem îndelung. Asta m-a ținut în scenă. Deci pregătirea contează. Să fii structurat și să ai o pregătire contează. Adică te poate scoate în unele situații cheie. Absolut. Asta ce, măcar la început de drum. După aia, uite, voi doi, nu? Ați făcut asta deja de ceva vreme, s-a creat automatismul, dar la început parcă îți venea să ai o structură, îți venea să te pregătești cumva, corect? Da, da, categoric. Așa este, pentru că întotdeauna un nou început este solicitant, nu știi, sunt pe parcurs, nu știi de ce te lovești și mai ales când sunt și doi, trebuie să existe și o corelare. Exact, o sincronizare, că altfel avea, lasă-mă pe mânzi, ne-am dat peste mâine unul altuia. Uite, stăteam și mă gândeam, chiar de când am pornit noi acest proiect, dacă nu poate fi considerat un soi de public speaking ce facem și noi, pentru că la început, de capul meu ce emoții erau, încercam să mă uit în cameră, ce master spectator, dar pixul era undeva pe aici, tastele erau, picioarele nu mi-erau filmate și asta era ok, că băteam și step, noroc că este machetă pe jos și nu se aude muzicuța. Da, uite, eu mi-am trecut peste această teamă odată cu ajutorul ei, pentru că... Ai avut încredere. Da, fără sprijinul ei și aici singur fiind, cred că Dumnezeu l-aș fi aberat, aș fi început efectiv să descriu ce văd în fața ochilor. Acum, n-aș putea să mă ascund întotdeauna, în fiecare dimineață și eu am emoții, pentru că este normal să ai emoții. Ai văzut? În momentul în care auzi genericul, ai emoții. Dar uite, în fiecare dimineață, ca să ne stăpânim și noi emoțiile pe care le avem, hai să facem împreună un exercițiu de stat de respirație ca să ne... Cum ar trebui să facem noi doi în fiecare dimineață? Ia, învață-ne! Super, super! În primul rând, stați foarte bine, coloana este dreaptă, picioarele sunt așezate pe pământ sau pe ce putem să așezăm. Și, dragii mei, inspirăm 4 timpi, reținem 4 timpi, expirăm 4 timpi și reținem din nou 4 timpi și o luăm de la capăt. Și eu o să vă număr. Da? Și dumneavoastră de acasă cu noi, pentru că... Sigur, da. Sigur că da. Dă-i? 3 și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poți să știi că funcționează, știi că ți se duce atenția, da, una la mână și doi, ți se duce atenția în altă parte și nu te mai gândești, bă, dacă ies pe scenă, le vorbesc cu oamenilor dacă mi se împleticește limba, dacă vorbesc prostii, dacă mă nec, dacă tușesc, în dacă felul ăsta, mintea ta e ocupată cu... Exact. Ce spune actualist, spunem, da? Că cât de amuzant ar fi să intre cineva pe scenă și să zică, da, astăzi, 1, 2, 3. Întregii serii. Imediat ar capta atenția. Da, să știi că nu e departe de adevăr. Sigur că nu trebuie să fim puierili sau așa. Însă când ai publicului de lucru, este o altă modalitate de a lua puțin reflectorul de pe tine, de o altă modalitate de a împărți oarecum responsabilitatea cu ceilalți care sunt acolo și evident că se duce din povara pe care tu o resimți pe umerii tăi. Uite că stăteam acum și mă gândeam la public speaking, regăsesc în zona politicului mari probleme acolo. Ce problemă? Adică mi se pare că unii oameni cum ar veni cu funcții destul de mari politice se exprimă foarte greu în public. Da. N-au ei oare pregătirea sau e încărcătura discursului? Cred că e o chestie de cultură, nu mă refer la cultură, mă refer la cultură de neam, de țară. În primul rând, în America, și am văzut cu bucurie că s-a schimbat oarecum în România această situație, în America copiii de la o vârstă foarte fragedă prezintă orice ar avea ei de prezentat în fața clasei și e o bucurie. Adică îi obișnuiesc să se exprime în public orice ar face la noi. Aduceți-vă aminte, când ieșeam la clasă, era despre, pe vremuri, acum cred că nu, e puțin era, mai bine. Era de 4 sau... Mircea, treci la tabără. Era îngrozitor, era realmente îngrozitor. Exact, se creează. Leșinau copii de emoții. Am avut o colegă care leșina de emoții lângă tablă, dădeau cu capul de marginea catedrei și... Exact, pentru că așa a fost și educația profesorilor. În fine, nu intrăm în aceste detalii. Ce vreau să spun este că nu suntem obișnuiți să ieșim în față și să fie fain. Da. Și dacă amintirea de a ieși în față n-a fost
plăcută deloc, plăcută, nu o mai repeți niciodată. Nu vrei, nu vrei să te duci acolo. Evident, vrei să te aperi de suferință. Asta este una. A doua, ce nu avem ca, nu știu zic, credință de neam, este pregătirea discursului. Vorbeam de una zi cu o altă colegă actriță că Steve Jobs, nu vorbim despre ne place, nu ne place de el, corect. Steve Jobs repeta de 500-600 de ori un discurs înainte de a-l, de a-l prezenta, după care părea ca și cum niciodată nu a făcut asta. Era așa super natural. Da, oameni buni, e necesar să ne pregătim pentru discurs. Cât de bine pregătea un moment pe care îl făcea să și pară natural, ca și cum nu vin cuvintele, dar de fapt totul era pregătit. Exact, da. Exact. Pentru că trebuie să creezi impactul acela la public, să atragi atenția, exact cum noi trebuie să trecem sticla, nu, să ajungem în casele oamenilor. Așa se întâmplă și cu un om care stă pe o scenă undeva în fața multor oameni și vorbește. Trebuie să treacă dincolo, să capteze atenția. Exact. Ai avea și un exemplu doar de curiozitate de la mine. M-aș gândi împreună cu tine de persoană care vorbește, băi, deci este, nu știu, de o raritate extraordinară, nu știu, să aibă un discurs imaculat, un mod de a se exprima, felul în care se plimbă pe scenă, cum își reține gesturile, nu e agitat deloc. Știi, Mircea, că nu cred că e despre asta, deși înțeleg întrebarea ta. Cred că e despre... Îmi plac foarte mult actorii care vorbesc. De ce? Pentru că la noi, în meseria noastră, învățăm o lecție extrem de importantă, autenticitatea. Nu este despre a-ți ieși perfect. Este despre a fi tu în fața oamenilor. Cu asta rezonăm. Oamenii trec peste imperfecțiune, dar peste ce nu trec oamenii este... fals. Falsitatea. Plastic. Știi? Un actor slab e ăla care încearcă să copieze foarte multe stiluri? Un actor slab. Ce e un actor slab? Nu știu ce e un actor. Probabil că un actor care, da, care nu se regăsește, nu e autentic. Nu-și găsește moneda sa proprie cu care să impacteze felul scena. Felul lui de a fi, da. Am înțeles. Da. Deci amprenta contează foarte, foarte, contează. Foarte mult. În contează. În orice ai de făcut, chiar dacă vorbești despre instalații sanitare sau știu ce, chiar și cu oamenii cu care lucrezi, îți dai seama când predai public speaking, nu predai public speaking pentru o anumită categorie. Predai oamenilor care vor să gestioneze emoțiile, orice ar avea ei de. Evident că în toate căutăm să punem acel ceva care te reprezintă. Sunt firme, corporații care pur și simplu merg sau accesează cursuri pentru așa ceva. Mă gândesc că la ei cumva sunt chestii mai mult tehnice decât emoționale. O să râzi. Da? Sunt și emoționale? Sunt. Sigur că este tehnică și tehnica, cum spuneam mai devreme, poate fi aplicată în orice domeniu și te învățăm să facem asta cumva. Structură, prezentare, nu știu, conținut cu sens. Eu mă gândesc foarte important pentru un om într-o corporație să vină în fața celorlalți și să expună planul respectiv pentru a aduce mai mulți bani în corporație. Sigur că și da. Și atunci trebuie să vorbești într-un fel, trebuie să, nu? Da, într-adevăr. Adică, cred că te refereai la emoție, nu la emoțiile lor, la gestionarea lor, ci de la... Exact. Înțeles. Rămân la aceeași idee că a fi om face toate paralele în lumea asta în care avem foarte multe device-uri în jur, știi? Și în lumea asta în care găsim totul la un click distanță, corect? Adică să fii om. Orice ceea ce ai face... Este important să se vadă acel ceva care te diferențiază, dar, uite, spre exemplu, un început creativ este un început uman. Poți să-l folosești orice ai avea de spus, indiferent că ești în politic sau că ești în corporație sau așa. Să fii creativ și să pui ceva din tine acolo ajută. Însă cum crezi tu că ar trebui să fie conceput un discurs pentru a fi și de impact? Ca să fie de impact, foarte important să fii om și să te adresezi oamenilor. Adică să reușești să faci conectarea cu publicul. Pentru că noi nu vorbim ca să vorbim. Corect. Eu sunt aici și am nevoie de un feedback de la voi, corect? Adică sunt în conectare cu voi. Îmi pasă de telespectatori, vor și ei să plece cu ceva din întâlnirea noastră de astăzi. Și atunci dacă ne gândim la asta și ne aducem aminte că noi suntem acolo să aducem ceva în viețile oamenilor, să fim o contribuție, cred că acel lucru va avea impact. Hai să vorbim concret, cum ne pregătim pentru un discurs. Pași concreți, așa, cei 7 pași spre succes.
Unu. Conștientizează că ai o problemă. Nu-mi place cuvântul problemă, dar hai să zicem așa, da? Conștientizează că ai ceva. Că de oamenii care n-au nimic de îmbunătățit, n-o să se vor îmbunătăți niciodată. Da. Deci acesta ar fi un prim pas. Acceptăm că avem ceva de îmbunătățit. Și de oriunde suntem, asta așa, ca să nu ulezăm niciun sufletel, de oriunde suntem putem deveni mai buni. După care, recomand cu toată căldura să-ți alegi un mentor. Adică să alegi pe cineva de la care tu crezi că ai ceva de învățat. Pentru că de unii singuri, îmi place să dau exemplul ăsta ori de câte ori am ocazia, e ca și cum niște copii s-ar opera singuri pe cort. Nu, ai nevoie și de o perspectivă din exterior. În al doilea rând, ceea ce e important când ai un grup care se dezvoltă sau o persoană cu care te ajuți, este sentimentul de a aparții. Adică, îmi aduc aminte când făceam clase, grupuri, și începeau, păi eu am emoții, că nu știu ce, eu am emoții, ziceam și eu, păi și uite că și eu am emoții. Descopeream dintr-o dată că această situație nu este singulară. Că ți se pare că ești extraterestru, aolo, doar eu am emoții sau eu sunt cel mai varză de pe planetă. Da, nu da, este da, așa. Asta fac oamenii de obicei. Nu este așa. Iată, îți găsești mentor, găsești o comunitate care are aceeași pasiune cu tine și descoperi că poți să devii mai bun. Cu ei. Că nu e singurul care are această situație. După care să creezi un discurs. Foarte important în discurs este structura. Adică câteodată vin și zic, bă, așa banal, păi asta puteam singur. Păi foarte bine, fă singur. Este. O să râdem de acest lucru banal, lipsește din anumite lucruri, adică luciditatea. Mă, ce vreau să spun? Nu? Da. Care e structura? Da. Ce vreau să transmit? Care e tema? Exact. Și să te și ții pe aia, să nu divaghezi, să absolut. Nu e extrem de important. Absolut, să-ți dai seama când să închei paranteza și să te întorci, pentru că poate ai captat atenția a câtorva sute de persoane. Sigur. Oboseala și trezitul ăsta de dimineață, dar eu voiam să te întreb, Doamne. Lasă-te pe ții bine. Doamne, în baza căror aspecte trebuie să ne alegem, după ce trebuie să ne luăm ca să ne alegem un mentor? Pentru mine sunt foarte importante două aspecte. În primul rând să-l simt empatic. Orice avem de învățat, de la orice... Asta e important pentru mine. Ne poate păcăli el cu empatia? Nu. Nu cred că poți să păcălești cu empatia. Ești empatic sau nu și asta se simte, clar. E o chestie așa, ca un ceva ce... Da. Simți ce nu se vede. Exact, exact. Adică și până la urmă empatia când vezi cum te simți tu în relație cu acel om. Corect. Despre acest lucru. Da, există o chimie între tine și respectiva persoană, atunci automat o să fii atras să înveți, să ciulești urechile și să faci ce îți spune. Că dacă nu ești atras, sigur. Nu există chimie, o să zici... Ok, da. Iau ce zice da. Și... Nu, ei, chiar discutam cu cineva zilele trecute că suntem, eu și persoana respectivă, lucrăm cu același om și zice, măi, Alice, mai spune-i tu că de la mine nu aude. Da, de la tine aude, exact, pentru că ai chimie. Oricum, cred că ne alegem mentorii, oricât de rațional am vrea să fim, există o parte intuitivă care ne duce în acea relație, o stare de oglindire. Asta am simțit absolut mereu. Da. Deci, parcă pleacă din interiorul tău. Exact. Uneori îți plac la suprafață anumite lucruri, dar nu poți să-i spui omului respectiv. Îmi place ce mi-ai spus, îmi place cum mi-ai spus, dar tot n-aș lucra cu tine. Da. E foarte ciudat să exprimi cuvinte. Că omul ăla, poate că s-ar simți îndreptățit și să te întrebe, dar scuză-mă, de ce? Că m-am chinuit atâta să-ți fac obiect. Cum poți să-i spui? Că simt că nu avem... Ai avut pornirea asta și când am început vibrații. Emisiunea să-mi spui? Bă, ești drăguță, dar parcă uite ce te-am prins. Cum s-a folosit de ocazia asta așa, Doamne, m-a simțit natural și a zis, bun, acum e momentul ăla vulnerabil în care poți să-mi întreb, ce o să zic, și Alice în platou, suntem și în direct. Așa, hai zi în fața întregii națiune, Nu e adevărat, nu mă, păi nici nu ne cunoșteam absolut deloc și a fost nevoie de un timp așa, de o perioadă tampon în care să ne... cercetăm reciproc, dar n-a fost vorba de așa ceva, chiar nu a fost vorba de asta, pentru că s-ar fi văzut pe mine că nu aș fi putut să înghit la nesfârșit niște neplăceri. Automat eu trebuie să-mi pun ca individ întrebarea dacă sunt eu pe placul ei, că mai e și invers, adică, da, nu, consider că o relație sănătoasă... Poate Alice să ne spună faptul că suntem aici, înseamnă că ceva exact, o chimie. Da. Asta era... Și faptul că a venit ea a doua oară la noi. Și sperăm să mai vii de atâtea ori. Da. De câte ori am ceva bun de zis, bine.
Noi credem că ai de fiecare dată ceva bun de zis. Mulțumesc. Și stai mă așa că voiam să zic ceva pe tema aia în continuare cu noi doi și o apă la un litru. Da, voiam să zic că... Voiam să spun... Asta, gata, mi-am adus aminte. Voiam să spun că mi se pare că în epicentrul unei relații sănătoase între două persoane trebuie să stai exact asta. Mereu să... Am fost obsedat să-mi pun întrebarea, mă, dar eu cum am spus-o pentru persoana respectivă? Mm. Oare s-a auzit ok? Oare nu cumva și tonalitatea folosită de mine și intensitatea au fost... Mm-hmm. Punându-ți mereu întrebări de genul ăsta, cred că e mai ușor ca și după aceea să te duci să-ți ceri scuze. Băi, iartă-mă, așa e, am spus lucrurile. Dar chiar contează foarte mult și tonul? Contează, desigur. Contează. Știi, vorba aia, tonul face muzica. Da, da. Însă, ceea ce m-a învățat meseria de actor este că nu trebuie să vânez cumul. Adică, dacă știu ce am de spus, dacă mă pregătesc și am structură, dacă știu pentru cine vorbesc, cumul vine natural. Știi că mai vin oameni și spun, cum să vocea, da, mâinile... Așa, așa, așa. E, asta este ce o altă problemă. Mâinile? Ce facem cu mâinile? Că știi, vin fața oamenilor și la un moment dat n-ai nimic în mână. Spate, ce da. Faci cu mâinile? E, stai să spun, în momentul în care lucrezi cu interiorul suficient de mult încât să te simți, să ajungi să simți o stare de echilibru, toate aceste lucruri vin natural. Se instalează și un numai, calm. Da, și când focusul tău este pe scop, adică pe ceea ce ai de făcut, asta e din actorie. Când ai, sigur că merge perfect pentru viață, pentru orice în viață. Când focusul este pe scop, cumul vine foarte natural. Adică eu mă gândesc că am făcut așa cu mâna. Nu, da, eu mă gândeam că eu am ceva de lucrat cu voi acum. Da? Da. Că vreau să vă transmit un mesaj. Și atenția ta n-a fost pe brațele, pur și simplu poate te-au ajutat. Sunt o extensie da, a gândurilor. Exact. Dar exact. Dacă nu suntem în stare să facem chestia asta totuși, și cum vezi tu? Ce ar trebui să facem cu mâinile, pur și simplu? Să le ținem așa? Mă provoci! Da. Care pur și simplu se gândesc, aoleu, ce mă fac? Cum să țin mâinile? Dar piciorul, cum să, dacă sunt așa? Eu știu că se mai folosesc de unele tertipuri. Cum stai cu mâinile? Eu, de exemplu, aveam o chestie care să mascheze ca și cum mă mănâncă palma constant. Poți să faci ce îți vine ție natural să faci. Și, da, varianta lungă ar fi mergi la orice te ajută, teta healing terapie și vezi din interior de ce ești atât de obsedat de cum să dai, cum să faci. Astea sunt lucruri care se... Mm-hmm. Nu obsedat, a fost un cuvânt poate prea mult. Da, de ce ești atât de atent? Fixația asta. Exact. Adică lucrează cu interiorul, varianta scurtă, dacă nu avem timp, ține foile în mână, citește de pe foaie sau... Da, dacă n-ai nimic în mână? Dacă n-ai nimic, găsești ceva. Un pix. A, asta, practic, ar fi ajutorul. Da, sigur, te poți ajuta. Uh-huh. Adică nu, cred că ține de noi să ne creăm o experiență plăcută din fiecare moment în care venim în fața celorlalți. Adică avem puterea să creăm o experiență plăcută și pentru noi, nu doar pentru ceilalți. Consider public speaking-ul o componentă obligatorie în dezvoltarea personală a cuiva? Bineînțeles. Pentru că a fost așa. Cum am pornit la drum acum foarte mulți ani, în 2011 deja, cum s-a întâmplat asta? Lasă să le luăm pe rând, că am multe să vă zic și așa. Este foarte important pentru că sunt atât de multe idei frumoase care plutesc așa libere prin aer și nu o să ajungă niciodată la cei pentru care sunt venite în omul respectiv. Și atunci cred că e important să ne dezvoltăm personal și să avem această experiență ca să putem să punem în lume ceea ce am venit pe pământ să punem în lume. Cât de frumos, adică să nu păstrezi doar pentru tine. Da, și sunt foarte multe, foarte multe care rămân neexprimate. E păcat. Da. Uite, eu acum aș vrea să mergem un pic și pe partea asta de teatru și film și să ne povestești puțin despre... Prima mea iubire. Cele mai... Da, despre prima ta iubire, dar suntem la finalul emisiunii și eu vreau mai multe... Da. Dar vreau să ne spui despre proiectele tale recente. Da, ce urmează este... avem luni proiecția primului meu scurtmetraj, o bucurie de scurtmetraj... Acum, da, eu spun pe aici să ne pese de public și chiar îmi pasă deseori, dar de data asta a fost atât de mare împlinirea încât a fost tot ceea ce a contat, că eu am fost bucuroasă să-l văd ieșit către public. Pe luni 21, cred că este aprilie, la ora 20, adresa este Sfântul Ștefan 21, așteptăm la scurtmetrajul Acum este mai bine, în regia mea.
Deci luni e 22, da? Luni 22. Gata, luni 22, am uitat pe calendar, 22, luni, ora? Da, ora 20. 20. Acum este mai bine. Acum este mai bine, da. 12 minute durează, asta ca să știm pentru ce ne pregătim, și apoi un pahar, un pahar de șampanie cu șampanie și cu povești cu actori. Și cu socializare și cu exact. Actorii față în față, wow, ce povești se nasc în, da. În întâlnirea respectivă. Alte proiecte? Ce proiecte mai ai? Grupă nouă de public speaking, că și asta contează, adică dacă tot așa, m-ați învățat, m-ați invitat pentru asta, consiliere individuală 1-1, spectacole de teatru, suntem plini și și în mai și în iunie, programul este afișat pe Teatru Simplu, Instagram, Facebook, TikTok, ne găsiți acolo pe unde aveți voi locurile de căutare. De exemplu, dacă cineva ar vrea să se alăture trupei de teatru, ce ar trebui să facă? Cum poate să vină lângă voi? Să facă primul pas, să dea un telefon. Asta e întotdeauna așa. Și să știi că poate nu este pentru mine foarte limpede, poate pentru telespectator nu e așa limpede. Dacă te înscrii la un curs de teatru și nu la unul de public speaking, ești la fel de câștigat, poate mai câștigat, pentru că perioada este mai lungă, expunerea este mai lungă. Iar noi avem ceva specific trupei noastre de amatori, ieșim la public și după ce jucăm, mai jucăm. Adică suficient de mult încât să creezi experiența necesară pentru ca mai apoi să te duci în viața de zi cu zi și să folosești asta. Uite, eu am găsit și un afiș de la unul din spectacolele voastre. Este vorba de telefoane, da. Care înțeleg că s-a jucat chiar... Aseară. Aseară a fost, da. O comedie spumoasă, da. Cum l-ai nimerit tu, în regia a fost chiar... Pe strada Sfântul Ștefan 21, unde va avea loc și premierea pe 22 aprilie a scurtmetrajului Acum este mai bine. Spectacol? A fost foarte... de fapt, nu aseară, astăzi e miercuri. Iar da. Și eu sunt la fel... Seară, nu? Luni seară a fost... Întotdeauna e foarte frumos și ei joacă, deci aceasta este trupa de amatori. Teatrul Simplu are și parte de profesioniști, dar aceasta este trupa de amatori și ce e admirabil este că având toate meseriile pe care ei le au, sunt în imobiliare, sunt antreprenori, sunt din HR, din multinaționale, oamenii au venit și au spus, sunt amatori, este extraordinar. Plus că au atins o performanță, este probabil la 10-a oară când joacă. Oho, adică bravo. Perioada lor de repetiție s-a încheiat acum un an și în acest an ei s-au întâlnit aproape lunar să aibă un spectacol care este acesta. Extraordinar mi se pare și eu îi admir foarte mult. Dar ce mai motivează pe ei fiind actori amatori? Adică... E ceva în teatru. Probabil că și Alice îi motivează. Nu știu, habar n-am. Apropo de mentor și îndrumător. Dar e ceva în teatru ce nu poți spune în cuvinte decât după ce guști. Spune-mi, te rog, eu sau Mircea ne-am putea încadra și noi la niște actori amatori la... O să mă străduiesc. Așa că ești a doua oară la noi, dragii la emisiune. Am reușit și noi să ducem la bun sfârșit un rolișor, așa? Lăsând de ce să o punem într-o postură atât de ingrată? Este ochiul... Corect, specialistului, așa este. Specialistului, da. Exact. Dragii mei, cred... Ce rol îl vezi pe Mircea, da? Mă văd în rolul unei persoane care ar dormi undeva la 12 ore fără să se miște. Deci credeți-mă că l-aș juca perfect. Perfect. Tu ești singurul. Da. Da. Ca să vă răspund la întrebare, nu știu ce cred ceilalți. Eu cred că teatru poate fi învățat de oricine. Este vorba de răbdare, perseverență. Și o anumită stare de spirit de a te pune în situația aceea. Atât. Da, trebuie să-ți dai voie, așa am resimțit ca fi arta teatrului, trebuie cumva să-ți dai voie să fii și altceva față de ce ai fost în viața civilă. Bineînțeles. Pe teatru nu mai ești civil, absolut, în teatru nu mai ești civil, pe scena teatrului nu mai cum să fii civil, trebuie să joci diverse roluri și nu trebuie să stai să te gândești, dar oare ce vor crede vreo 2-3 prieteni care sunt în sală în momentul ăsta. Iată, este despre prezență, să fii în moment. Corect. Adică te gândești la mari actori care au interpretat niște roluri, oare au stat ei să-și pună întrebări că după aia va fi un prieten căruia nu i-a plăcut? Nu, chiar nu. Nu mai există, devotamentul. Cu trainingul specific se învață. Vă aștept. Uite, mă gândesc că tu
înveți pe alții să vorbească în public. Da. Da? Dar chestia asta se învață practic toată viața. Absolut. Tu de la cine mai înveți acum? Da, ce întrebare bună. Să știi că mi-am făcut, deja nici nu mai știu să-ți răspund la ea specific, pentru că mi-am făcut o obișnuință, că tot timpul mă uit, nu critic, dar mă uit curioasă să văd cum face altcineva. De la emisiunii de TV, la podcast, pentru că am și un podcast și e nevoie să văd. Mă uit cu admirație la oameni și de la fiecare am ceva de învățat. Însă aș vrea aici să-l menționez pe profesorul meu, Radu Gabriel. Practic este mentorul tău. Așa am pornit la drum, da, dânsul era mentorul meu în momentul în care, în ultimul an de facultate, ne-am strâns toți într-o sală și a zis: dragii mei, voi sunteți foarte buni, aveți un mic defect, sunteți cam mulți. Deci fiecare dintre voi e necesar să mai facă și altceva. Nu știu dacă colegii mei au auzit, dar eu am auzit sigur. Și știind care mi-a fost experiența cu scena, am zis: ce pot eu să fac ca și contribuție pentru alți oameni? Și am public speaking. Și el preda public speaking în acel moment. Și este într-un fel foarte jovial, așa, și cald și haios felul în care o face. Îți aduci aminte de un exercițiu extrem de eficient pe care l-ai propus la seminar? Îmi vine în minte, acum că sunt o multitudine, pentru că, într-adevăr, seminariile sunt foarte practice. Pentru că eu cred că adultul învață expunându-se în exercițiu, da, și în joacă. Sunt foarte multe. Însă primul care mi-a venit în minte acum este: pregătește-ți structura. Am înțeles. Și au dificultăți cursanții? Da, nu neapărat, dar este o provocare. Pentru că în primul rând li se pare foarte simplu și în al doilea rând li se pare scolastic. Dar nu e. Adică nu e, este ceea ce te ține în scenă în momentul în care poate să vină, nu știu, o furtună, un accident, cade un reflector, nu știu ce, tu te vei întoarce tot timpul la ceva, la structură. Da. O chestie amuzantă de la curs, ce îți vine în cap acum? Sau o situație mai... Îmi vine de la curs, îmi vine de la... Nu știu dacă v-am zis data trecută, dar probabil că dacă aș mai zice a doua oară, m-a marcat. La un moment dat prezentam un spectacol și dădeam niște premii, domnul Cartof, v-am zis. Erau premiile pentru porecle, cele mai bune porecle. Și cel care a luat premiul întâi spune, îi zic: domnul Cartof, veniți să vă luați premiul, domnul Cartof nu mai este printre noi. S-a auzit în sala, așa cumva. Și nu, se întâmplă, am făcut gafe, sunt sigură că o să mai fac. Până la urmă. Da, suntem... Cum reușești să treci peste momentul ăla în care a apărut gafa și e creierul... Invadate ideea că, ce am zis, ce am făcut? Pe scurt, că mai avem un minut. Exact. Dacă te-ai pregătit suficient, dacă ești suficient de pregătit, vei reuși să mergi mai departe. Pentru că structură. Corect. Pregătire. Alice, a fost o plăcere și o încântare ca de mulțumesc. Fiecare dată. Sper din tot sufletul să te mai avem aici, la noi, în platou, pentru că ești persoana aia caldă cu care poți discuta mult mai liniștit și mai relaxat. Alice Nicolae, site-ul Teatru Simplu, site-ul și toate rețelele de socializare. Paginile aferente toate sub numele de Teatru Simplu. Da. Corect. Mulțumim tare mult, Alice, și pe suflet. Noi ne găsiți peste tot, pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube, dar pe și pe www.senstv.ro în fiecare dimineață de la 7 la 10, așa cum ne-ați văzut și astăzi, așa ne puteți vedea și mâine și poi mâine. Că mai sunt doar două zile. Da, bineînțeles. Iar de seară, dragii mei, nu uitați, de la ora 20. Sens Național. Național cu Sorin Manea. Noi am fost Cătălina și Mircea. Vă pupăm și vă mulțumim mult de tot că ne-ați urmărit. În aceeași formulă, mâine dimineață, de la 7 la 10. Să aveți o zi frumoasă. La revedere. Pa, pa!